Produsele precum carnea de vită sau lactatele ajung tot mai rar în farfuriile copiilor, mai ales ale celor găzduiți în centrele de plasament. Se întâmplă și la centrul de plasament pentru copii din satul Peresecina, administrația căruia spune că, după scumpirile în lanț a produselor și serviciilor, meniurile au devenit mai sărace. Copiii de la centrul de plasament din Peresecina beneficiază de 3 mese principale pe zi și 2 gustări. Este nevoie de modificări pentru ca să fie mărită suma de bani pentru a fi copii alimentați zilnic. La ziua de azi, copiii se alimentează în suma de în jur de 52 de lei, ceea ce considerăm că este insuficient ca copiii să primească 3 mese principale și 2 gustări. De exemplu, când este în meniu ceva mâncare cu brânză, da? Atunci noi cum am calculat, trecem de 60 și ceva de lei. În alte zi, când sunt boboasele, ori alte crupii, atunci se compensează. Cu toate acestea, angajații instituției încearcă să se descurce cu produsele pe care le au la îndemână. Dimineața numai decât primesc terci cu lapte, un tișor, li se dă la prânz felul 1, felul 2, salata, compotul, la gustări, iarăși, practic, în toată ziua facem copturi. Pe loc aici și mai primim chifle, biscuiți, napolitane, bomboane. Fructe primesc seara la a doua gustare, la cină iarăși îi terci cu cărniță sau pește. Autoritățile locale spun că mărirea sumei pentru alimentarea copiilor poate fi făcută doar cu aprobarea Ministerului Finanțelor. Cu referire la alimentația, se refer numai de la Peresecina, toată Republica Moldova. Este un regulament unic pentru toate centrele din Republica Moldova. Ce trebuie să întâmple ca suma aceasta pentru alimentație să fie mărită? Să fie mărită, da. Fie făcută modificare în regulamentele și în legile Ministerului Finanțelor, nu a noastră. Asta nu depinde de noi și nu depinde de nimeni din șefii de direcție. Contactată de Moldova 1, consultantul în comunicare al Ministerului Finanțelor, Cristina Nicolau, a declarat că în procesul de elaborare a proiectului de buget pentru anul 2023 urmează a fi reevaluată suma pentru alimentație pentru toate tipurile de instituții. Potrivit sursei citate, va fi luată o decizie în funcție de posibilitățile bugetare.